Parteneriatul strategic dintre districtul Lions 124 România și Fundația Special Olympics România continuă cu succes. În cadrul acestui parteneriat se derulează proiectul Bravi and Leo, parteneriat pentru incluziune, în care sportivii Special Olympics România fac sport alături de parteneri unificați, membrii ai cluburilor Leo. Ieri, în curtea Colegiului Național Decebal din Deva, s-a desfășurat încă o etapă a proiectului. Ieri, pe terenul de sport al Colegiului Național Decebal din Deva, s-a desfășurat competiția de basket și fotbal, la care au participat 35 de voluntari, parteneri unificați de la Clubul Leo Deva Sarmizegetusa și 35 de sportivi Special Olympics din Clubul Sportiv Decebal Deva și Centrul de Pedagogie Curativă din Simeria. Proiectul Brav și Leo, pe care noi, de fapt, îl derulăm de la începutul acestui an școlar, este o competiție de joc unificat, participă tineri cu dizabilități intelectuale și membrii ai clubului Leo Deva Sarmizegetusa. Elevii Colegiului Național Decebal fac parte și din Leo Deva Sarmizegetusa. Vrem prin aceste activități să promovăm incluziunea. Cred că sportul unificat este cel mai bun mijloc de a realiza incluziunea. Aceste activități învață foarte mult pe tinerii noștri să fie empatici, să fie amabili, să își respecte partenerul și aceste activități valorează, cred că, mai mult decât orele de dirigenție. Este o activitate cu copii cu dizabilități în care încercăm să-i ajutăm prin diferite activități sportive, cum facem acum, să se integreze mai bine în societate, să fie mai fericit, să plece acasă cu un zâmbet pe buză, pentru că noi asta vrem și asta facem în Leo. Înseamnă să-i ajut să-și descopere fericirea prin mișcare, să îi ajut să descopere cât de bine se pot simți mișcându-se și fiind activi. Eu ajut copiii să se integreze prin sport, să vină aici să cunoască lume, să-și facă prieteni și să se ducă acasă cu zâmbetul pe buze după ce s-au jucat alături de noi. Noi jucăm basket, alergăm, driblăm, dăm la coș și facem mișcare. Pentru ei e o bucurie care se transmite și la noi, evident, și au nevoie de această bucurie pentru că cam rar se întâmplă un eveniment așa în masă ca să-i adunăm mai mulți. Vreau să mulțumesc clubului Lions și tinerilor de la Leo că de 3 ani sunt implicați în acest proiect cu persoanele cu sindrom Down și facem în fiecare săptămână o oră de mișcare. Unii performează, alții mai puțin, dar ei se bucură împreună de tot ce se întâmplă și eu cred că dacă de 30 de ani vorbim de incluziune, cred că ăștia sunt primii pași spre incluziune. Chiar dacă e mai târziu, măcar începem. Un sportiv care de multe ori, Special Olympics, care de multe ori, o persoană cu dizabilități intelectuale, este văzută undeva acolo, mai la periferia a ceea ce se întâmplă într-o comunitate, atunci când urcă pe podium și câștigă o medalie, se întâmplă magia și câștigă, capătă stimă de sine, încredere în propriile forțe și atunci se va trezi a doua zi dimineața, poate își va pune medalia sub pernă, va dormi cu medalia sub pernă, se va trezi a doua zi dimineața, amintindu-și că este un campion și nu este acea persoană care ieri era undeva așa mai la periferia comunității din care face parte. Și astăzi se întâmplă acest lucru. Câștigă medalii, își fac prieteni noi, sunt în mijlocul comunității acolo unde merită să se afle. Este un exemplu de solidaritate socială și suntem fericiți că sportul, între alte multe valențe excepționale, o are și pe aceasta de a aduce oamenii împreună, să-i ajute să depășească diferențele și barierele dintre ei, să ajute copiii cu dizabilități intelectuale să facă mișcare, pentru că orice persoană care face mișcare e mai sănătoasă decât aceeași persoană care nu face mișcare. Sunt niște copii excepțional voluntari de la cluburile Leo, ale clubului Lions, districtul 124 România. Suntem fericiți, astăzi e o zi spectaculoasă, dar trebuie să remarcăm munca lor alături de acești copii. Vin săptămânal, se pot antrena aici și senzațiile și poveștile lor sunt excepționale.
trebuie să-i scoate din izolare. Proiectul Bravend Leo, parteneriat pentru incluziune, este finanțat în cadrul programului Special Olympics Unified Sports de către Special Olympics International prin intermediul Lions Clubs International Foundation.